mare. Și ne pregătim de cea mai mare surpriză a serii. Veți vedea în cele ce urmează un interpret într-un duet, așa cum nu a mai fost și nu l-ați mai văzut nicăieri. Până atunci însă, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată Consiliului Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești, echipei care a organizat acest festival, partenerilor Teatrului Alexandru Davila și Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Argeș. Dați-mi voie să mulțumesc încă o dată directorului artistic al acestui festival, îndrăgitul interpret Valentin Grigorescu. Aici alături de dumneavoastră, Emma Beniuc, gazda celor două seri ale acestui festival. Numele lui este Alin Gabriel Matei și are doar 10 ani. Este elev aici în Pitești, este carismatic și, bineînțeles, o speranță a cântecului argeșan. El va intra pe scenă alături de nimeni altul într-un duet special. Argeșului, Mândria Pitești.
Mulțumesc din suflet și eu îi întrebăt o carieră extraordinară. Dacă se ține de treabă, vă rog să-l aplaudați și pe domnul profesor al institutului Gabriel, pe prietenul meu, Valentin Grigorescu. Felicitări părinților și domnului profesor!
Zici mi oare și-ar petrece, că nu știe ce să alege. Zici mi oare și-ar petrece, că nu știe ce să alege.
peste mulți ani, mă bucur că sunteți sănătos, în vigoare, este unul dintre cei mai de seamă folcloriștii noștri. Vă rog să-l aplaudați încă o dată. Să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru folclorul românesc.
copiilor. Păi ce stai o așa, îți împăcar și te mai mai inimor de ani. Păi dacă ai putea la care treci, spre pentru ce nu treci, dar să-ți vești cu mei.
Să știți că astăzi a fost și ziua mea pentru Crist. Că era capului Sfântului Ioan de Botezătorul, este o mare sărbătoare creștină. Și tocmai de aceea îmi permit să vă invit la un cântec pe care aș dori să-l cântăm împreună. De obicei îl cânt alături de mama mea, marea interpretă Maria Ciobanu. Dar astăzi, dat fiind că am venit singur, o să-l cânt numai eu cu dumneavoastră. La mulți ani Sfinților de astăzi! Să vă spun că eu era să mă nasc pe autostradă. Pentru că mama mea, mare interpretă Maria Ciobanu, în urmă cu 41 de ani, a plecat de aici, de la dumneavoastră, de la Pitești. Am o mare slăbiciune pentru Argeș, pentru Pitești. Felicit organizatorii pentru inițiativa acestui minunat festival, sus pe Argeș, la izvoare. Și de Domnul să ne reîntoarcem de fiecare dată la izvoarele cântecului adevărat românesc. Vă iubesc, Piteșteni, și vă mulțumesc! Care sunt proiectele dumneavoastră de
viitor, la ce să se aștepte și publicul de aici din sală, dar la ce să se aștepte și dragii de telespectatori și oamenii din toată lumea. Unde mai mergeți? Unde mai colindați? În luna noiembrie o să plecăm într-un turneu în Statele Unite ale Americii și vom susține mai multe spectacole pentru românii din diaspora. Am multe, multe proiecte, dar nu pot să vi le spun pentru că le las surpriză pentru public. Oricum, îmi place să cred că făurim împreună lucruri frumoase, mai puține scandaluri și, mă rog, presa uneori mai are razna. Eu vreau să fac lucruri frumoase, să vă cânt și doar atât. În rest, de asta considerați și viața. Și eu vă mulțumesc pentru vizionare.